facem o campanie din portul Vestului. Aveți de asta? Nu aveți la dumneavoastră, pentru că dacă nu aveți la dumneavoastră și recomandat este să-l purtați pe pericolul. Nu vă sancționăm. Ați vă oferit în partea poliției rutiere o vestă pe care să o purtați, să avem rugămintea chiar să o purtați. Da, nu să o țineți acasă ca pe aceasta, da? Da, înțeleg. Bun. Polițiștii nu au împărțit vineri amenzi, ci veste reflectorizante. Căruțașii de la Trușești au fost opriți în trafic și luați la rost pentru că nu purtau vestele care le pot salva viețile. Polițiștii de la Serviciul Rutier Botoșan le-au explicat importanța acestei bucăți de fâș și necesitatea de a o avea mereu în timpul deplasării cu atelajul HIPO. Șoselele din Botoșani au numărat de-a lungul vremii 10 de accidente soldate cu morți și răniți provocate din cauza atelajelor HIPO nesemnalizate pe timpul nopții. Căruțașii care au primit veste de la poliție și-au luat angajamentul că le vor folosi.